Da, vă salut prieteni, bine v-am regăsit, avem și finala playoff-ului și e bine că o avem până la urmă, că la cât tam, -tam a fost și la cât, cât s-a vorbit, cred că va fi, și nu cred că mă înșel, cred că va fi unul dintre cele mai urmărite meciuri, nu numai din campionat, Cred că va rivaliza cu meciuri importante de prin cupele europene ale echipei naționale și așa mai departe. O să avem Sepsi Craiova meci decisiv pentru, pentru a stabili a șasea echipă. Am văzut ultimele meciuri FCSB-ul cu Sepsi, hermannstad cu cu Craiova, ambele echipe pierd. Uh, dar uh, ambele echipe care vor juca meciul ăsta decisiv, dar o părere proastă, o părere, o dezamăgire totală Sepții chiar după meciul ăsta chiar mai aveam dubii așa și am vorbit și ieri și am zis că pentru fotbalul spectacol că aș uh, prefera Craiova, acum sunt sigur uh, nu că prefer Craiova, îmi doresc Craiova, lui Mititelu pentru că bă, joacă. Chiar dacă pierde, am văzut ambele meciuri pe două televizoare puse așa unul lângă altul ca să am vederea de ansamblu iar repriza a doua, prima repriză am fost atent și colo și colo a doua repriză mai mult meciul de la Sibiu pentru că Sepsi nu lasă niciodată impresia nici, nici măcar la interviul de alea de dinaintea meciului nu, nu nu lasă senzația așa că ar putea face ceva Ar după meci în prima repriză slabi Iar în a doua spre slabi Nu, nu practic niciun moment la meciul ăsta Niciun moment, niciun moment nu se pune problema echipei care va câștiga. FCSB-ul poate să facă 2-0 în prima repriză și parcă lasă impresia așa că nu, nu forțează. Nu forțează și nu nu, nu știu, să întrebuințează serios așa chiar deloc pe parcursul celor 90 de minute. Psepsi o echipă care Cred că a uitat să câștige Cred că a uitat să joace fotbal Acum te întreb dacă Perioada aia când nu câștigau meciuri A fost întâmplătoare Dar parcă mai jucau câte ceva Sau că Bă asta e valoarea lor Și niște meciuri le-au câștigat așa Mai pe execuții personale Mai pe moralul la dată cât o victorie, nu știu, mi se pare o echipă urâtă. Mi se pare o echipă în multe momente ale jocului mai urâtă decât ce fere Cluj. Oia măcar știi că bă, au o strategie, au niște trasee de joc, au niște faze fixe care le execută până te enervează aproape la fel, dar care ea câștigă 1-0. Ăștia par așa că n-au nimic, nu știu, par debusolați, par, nu știu, par neîncrezători. Cred că și ei au ajuns într-un punct în care nu mai cred că pot bate pe cineva. Și asta vom vedea joi. Abia aștept să văd meciul ăsta joi, sunt foarte curios. Pentru că v-am spus, am văzut și meciul de la Sibiu, uh, un meci disputat, mult mai mult mult mai frumos meciul de la Sibiu, uh, atmosfera mult mai frumoasă în tribune. Uh, două echipe care au jucat. Au jucat, m așteptam ca Hermaștadu aș să să stea mai mult în apărare Să se mulțumească cu un punct Că nici Hermaștandul nu e într-o situație uh, Plăcută uh, Privind salvarea de retrogradare Nu cred că vor avea probleme Pentru că ei dacă aveau alea 9 puncte Să băteau la play-off Neavându-le că uh, se întâmplă lucrul pe acolo Și uită să fie plătite Facturile uh, neavând alea 9 puncte, mă gândeam și fiind implicat și ei, cel puțin declarativ, așa și dacă te uiți la clasament, în lupta pentru evitarea retrogradării în play mă gândeam, bă, joacă cu Craiova, echipă care își dorește să câștige, echipă mai valoroasă, cu jucători mai valoroși, am zis, zic, bă, zic, cred că ăștia se vor mulțumi și cu negal. egal, Bă, nu s-au mulțumit și surprinzător și bravo lor. Veneau după trei puncte nesperate în Giulești. Hai că ei din meciul astea cam își atinseseră obiectivul. Că nu cred eu că dacă întrebai pe cineva de la primăriță până la ultimul om de la stadion sau din Sibiu, spunea, domne, 4 puncte din meciurile cu Rapid sau și Craiova sau 6 puncte. Nu, cred că marea majoritate cea domne trei puncte sunt bune. Să nu zic că ar fi fost care ar fi și ar fi zis și două, domne, să nu pierdem acolo, să nu pierdem nici acasă. Că la 6 puncte nu cred că să gândea nici cel mai Fanatic, susținător și nici fotbaliștii, nici antrenori nici nimeni, cred. E Și uite că Herman ăștia bate în Giulești și în Giulești cred că câștigă mai chiar dacă se ratează un penalti, dar în Giulești cred că câștigă mai clar uh, decât cu Craiova acasă. Îi bat și pe Craiova, fac șase puncte în două etape de unde ei nu mai câștigaseră 7 8 9 meciuri. Și dovedesc că sunt o echipă bună, spre foarte bună pentru pentru campionatul nostru care nu va avea niciun fel de problemă, nici cu locurile de baraj, nici cu retrogradarea, nici cu absolut nimic. De partea cealaltă Craiova joacă Po final de meci riscă, bagă absolut toți jucătorii ofensivi, riscă pentru că un punct nu i ajuta cu mare lucru, dar le dădeau posibilitatea să aibă două rezultate din trei la meciul decisiv de la Sfântul Gheorghe. hai că să, să califice și cu egal și cu victorie. Nu se întâmplă asta, dar meciul frumos, Meciu frumos, ritmul mult mai bun, mai disputat și vreo două accidentări, din păcate, în tabăra Craiovei amândouă. stat prima ocazie de gol, bară transversală, pe începutul joc al lui, al, lui, al lui, era să zic, Stanciu, al lui, cum îl cheamă, Iancu, are și craiova două șuturi care întâlnesc bara sau bările sau barele, sau cum vreți voi, știți că aici noi vorbim cum vrem. Una peste alta și un, nu știu, mai, mai inventivă echipa craiovei mai prezentă în atac. Dar nu marchează. Nu marchează și uitându-te și la atacanții Craiovei, aici eu cred că suferă aici cel mai mult. Cu un Ganea care, cred că are, de când joacă în prima divizie, cred că are 10 goluri marcate, cred. Cu un Chițu care nu e el atacant, ai că, nu știu, să simte lipsa lui companie și m-aș fi, -aș fi așteptat ca Mititelu acolo să găsească o soluție să dea niște bani sau să aducă un marcator. la au pe băiatul ăla de bagă și pe el nici nu știu cum îl cheamă, băluță, nu, nu știu cum îl cheamă, tânăr de perspectivă, dar Bauza nu joacă de la început, probabil ceva probleme medicale, dar oricum e echipa mai spectaculoasă, mai frumoasă, mai. nu știu dacă mai organizată, dar cu un portar, atenție, cu un portar care bă dă siguranță, ceea ce iar la sepții nu poți să zici, și cu jucători creativi jucător creativ, jucător care oricând pot, îți pot decide un meci, care iar la sepsi nu poți să zici. Adică, da, aia cred că din punctul ăsta de vedere, cred că Craiova e avantajată la meciul direct. Chiar dacă vor juca în deplasare. Nu e o mare, mare presiune a publicului la Sfântul Gheorghe cu siguranță, că am văzut și acum câteva sute de suporteri craioveni la Sibiu, cu siguranță așa se va întâmpla și la Sfântul Gheorghe, nu vor fi cu semnele clubului, dar vor fi îmbrăcați în negru și va recunoaște toată lumea și își vor încuraja echipa. Va fi clar un meci într-o echipă care cred că va încerca să joace pe contraatac, să nu primească gol în primul rând Sepsi Și o echipă care uh, Este mai creativă uh, Valori individuale Cu jucători care pot decide Un match Printr-o execuție Printr-o fază Printr-o sclipire uh, Nu știu dacă va fi un match spectaculos Pentru că Și aici e dezavantajată Craiova lui Mititelu Pentru că Jucătorii lui Mititelu veniți care de pe unde au putut, ei vin de la niște echipe mediocre. Nu au fost uh, stele, staruri și mari jucători pe nicăieri. Uh, N-au jucat de-a lungul carierelor lor meciuri decisive, meciuri importante, uh, meciuri, cu, meciuri de obiectiv. Fie că era vorba de cupă sau meciuri un campionat și atunci plus presiunea financiară care va fi pentru că au niște prime uh, generoase din ce știu eu cei de la Craiova stipulate în contract uh, aici e un dezavantaj pentru Craiova lui Mititelu pentru că cei de la Sepsi au mai jucat prin Cupa României au mai uh, știu ce înseamnă meciuri au mai fost în play-off știu ce înseamnă meciurile de rezultat. Că ăsta va fi un meci de rezultat și nu se va avânta nicio echipă să, să ducă în atac așa de fotbaliște aia de nebuni și să ia vreun gol și pe urmă gata. Nu, cred că va fi un meci care cel puțin prima repriză se va juca la 0-0. Cel puțin prima repriză, zic. Și atunci, cu toată... Bă, fantezia jucătorilor limititelor, nu cred că vom vedea mare spectacol. Cum n-am văzut uh, mare spectacol la Sepsi la meciul cu FCSB pentru că, nu știu, păreau că sunt convinși că indiferent ce se întâmplă ei nu pot câștiga uh, parena națională și atunci a fost un meci cam urâțel. Uh, urâțel sunt elegant așa, Da, zic că uh, Cred că și la Sfântul Gheorghe va fi un meci la fel de urât cel puțin în prima repriză, cel puțin. Pentru că și mai cred că va fi un meci care, în care, echipa care va deschide scorul va și câștiga. Pentru că ceilalți vor trebuie să mă uit exact pe clasament, dar cred că egalul nu avantajează pe nimeni. Nu știu care sunt exact criteriile de departajare dar o să revin cu subiectul ăsta pentru că trebuie să mă informez. Pentru că e vorba de rezultatele din meciurile directe, din, nu știu, pe urmă mai sunt și alte criterii. Golaverajul, nu știu dacă e primul criteriu sau meciurile directe și așa mai departe. Aici o să mă documentez și mâine voi reveni cu criteriile de-aia zic că sunt plusuri și minusuri, dar parcă uh, și pentru cei care pariați sfatul este 2 pentru că așa voi juca și eu 2 și sub 2,5 goluri pentru că nu cred că sepsi dacă joacă așa poate marca eu nu cred că dacă joacă ca în Ghencia, poate marca, ca în Ghencia, auzi, ca pe arena națională cu Steaua, poate marca. Hai, pentru siguranță un sub 3,5 ca să fie siguranță. 2 și sub 3,5. Dar nu văd, bine, fiind doar un meci și decisiv, poate la un moment dat vor se vor aventura. Asta depinde și de criterii, dacă X-ul îi va avantaja pe cei de la sepsi să vă luați gândul că să vor duce foarte mult în atac. Dacă nu, vor încerca. Vor încerca, cred că prima repriză să stea la cutie și să țină de un 0-0, iar în a doua repriză, cât s apropie de final, să forțeze. Pe Craiova va sigur nu-i avantajează egal în momentul de față. Deci, Craiova, din ce am văzut așa, cred că au doar varianta și ce-am mai auzit din zbor, așa mai cules informații, cred că Craiova are doar varianta victoriei. Și atunci, dacă îi va avantaja și X-ul și X-ul pe cei de la Sepsi, vom avea un meci de rahat în care o echipă doar o să se apere și se va duce din când în când pe contrata și faze fixe, iar de partea cealaltă o echipă care va încerca să dea gol cât mai repede ca să îi scoată pe după aceea la joc și mai mult să poată să dea golul 2 să închidă ecuația. Dar cu, indiferent de discuții și de trebuie să vedem și starea medicală a jucătorilor de la Craiova pentru că e foarte important, au ieșit doi jucători accidentați. Trebuie să vedem dacă Ștefănescu la sepsii poate juca sau nu, că am înțeles că s-a accidentat la antrenamentul de dinaintea jocului sau din cozi dinaintea jocului. Dar oricum nu cred că vom vedea un meci spectaculos cu multe goluri și cu un fotbal de calitate, nu. Sunt, nu că nu cred, sunt absolut sigur de asta, dar vom vedea. Vom vedea cu siguranță multă lume se va uita doar de curiozitate la meciul ăsta că s-a făcut atâta tamtam -tam cu tasuri, masuri, reclamații, comisii și așa mai departe Încât cred că foarte foarte multă lume se va uita măcar că a auzit de nebunia cu tasul, de comisii și așa mai departe Declarațiile lui Mititelu și se va uita lumea nu știu la ce oră să joacă Dacă să joacă la o oră decentă Fiind și joi sau să joacă la 9 Cum s-a jucat și în seara asta Și nu înțeleg. nu înțeleg Aici chiar nu înțeleg Chiar dacă televiziunile dau bani mulți Bă de ce să joci sâmbătă la oră, Duminică la ora 9 Când lumea luni muncește Să trezește la 6 La 7 dimineața să plece la muncă Nu înțeleg de ce Meciurile astea care sunt importante uh, și să televizează, nu încep la ora 7. Bă, ca să aibă omul timp la 10 și ceva să fie acasă. Începe la 7, se termină la 9 fără un sfert. Ai timp de la stadion să ajungi acasă și tu, ca un om sănătos la cap, să îți faci un dus, să mănânci ceva, să te culci, ca să te trezești dimineața. Să joacă la 9, Se termină la 11 fără un sfert, până ajunge acasă să face 12. Dacă mai și mănânci un pic, dacă te mai și speli, dacă mai ieși nevasta, amanta, soția, vecina, readă muscă, să face două. Bine, depinde de la caz la caz. La unii poate să face 12 și un pic. Păi, și hai trezește-te la 7-8 să pleci la servicii. Aici nu înțeleg. Nu înțeleg duminica meciurile puse târziu. Sâmbătă înțeleg că duminică e liber. Bă, care e microvis, care vrea să se ducă, care vrea să ajungă în club un pic mai târziu, bă, să se ducă la meci de la 9 seară. Dar duminica nu prea merge, joia sau miercurea nici atât. Da, cei care aici mi se pare o idioțenie și o tâmpenie că te ia somnul acasă dacă ești. Da, să te mai duci la stadion să te și întorci înapoi. Ai că da, da, na, venim bani mulți de la televiziuni, cei de la televiziuni și decid. Da. Mie mi se pare neinspirată ora asta, duminica și când se joacă etapă intermediară. Mi se pare o oră de... Mi se pare că nu vrei să fie lume la stadion. Că nu vrei, că nu-ți dorești să vin. Mă uitam și la, la FCSB. Bă, puțină lume pentru un meci cu sepsi, totuși care... Nu e o echipă nici foarte iubită, e și cât de cât de parte de București. Bine, aia de la Sepsi, dacă veneau la București, ajung, până ajung acasă trebuie să plece la servici. Iar. Dar puțină lume și steliși, puțin. Puțin. Pentru un meci cu Sepsi, care nu e o echipă trăzne, dar nici nu e nu știu, mioveni, care sunt ultimii, da, am zis mioveni, nu? Puțină lumea s-a aștepta să câștige FCSB-ul, și bă, te duci ca suporter fcsb -ul. Din păcate, ora cred că strică mult pentru cei care, care, vor să meargă la meci pe stadion. Dar vom vedea. Mai e puțin până, vin, până joi o să Vedem și o să mă intereseze exact dacă X-ul avantajează pe sepsi. și cred că da. Și atunci mai comentăm. Până atunci rămâneți oameni să aveți o săptămână super în forță, cum vă doriți voi. Nu uitați că sunt și pe Superbet, pe Super Social dacă mai vreți să copiați cât un bilet. Am prins chiar uh, o cotă frumoasă, vă și spun, uh, din Grecia. Bună rău, început de meci. Uite, o am aici finalizat. Unde ești? AEK Atena Olimpiakos cotă 6. 6 olimpiacos în prima repriză nu nu, nu trăsese niciun și pe poartă, dar niciunul. E începe repriza a doua și în vreo 10 nu te fac 2-0 ca să văd aici dacă am la statistică să vedem cum a stat statistica posesie AEK Atena 70% 16 șuturi pe poartă 5 pe lângă poartă 8 șuturi blocate 3 de partea cealaltă Olimpiakos care câștigă cu 3 la 1 au 5 șuturi dintre care pe poartă 3 și ies 3 goluri și blocate 0 pe lângă poartă 2. Deci au dat 5 șuturi, 3 pe poartă, 3 goluri. Cotă 6 și Doamne ajută. Lovituri libere 14 a ca Atena, cornere 11, Olimpiacos are un corner. 8-3-0 pentru Aeca Atena, aruncări de la margine, cartonașe roșii, pentru Olimpiacos cartonaș roșu, cartonașe galbene 6 Olimpiacos 3 AEK Atena, atacuri periculoase 74 AEK 35 Olimpiacos. Atacuri normale 109 AEK 75 Olimpiacos. Și cu toate astea Olimpiacos îi bate de le suna în cap 3 la 1 Deci o cotă bună mai găsiți de astea cote adevărate, așa că urmăriți-vă și acolo dacă și acolo dacă aveți chef, timp și uh, mai vreți așa din când în când să mai încercă. Eu mi o zic așa să ciugulim dacă e. Nu cote de astea extraordinare, dar câte mic cu mic să face mare. Așa că, Doamne ajută să fiți forță, să aveți o săptămână cum vă doriți cum vreți și cum vă faceți. Rămâneți oameni și ne auzim mâine. Fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne va vedea și pe noi cineva. V-am pupat toate cele bune!